Biblia pentru copii, povestită de Părintele Necula, nașterea, copilăria și botezul Mântuitorului. Dragi copii, am să vă spun o poveste care este mai mult o veste. Nu știu dacă voi sunteți pregătiți, însă eu sunt gata să povestim despre cel mai minunat adevăr prin care lumea s-a umplut de Dumnezeu. Nu că acesta ar fi lipsit, ci oamenii. Oamenii uitaseră cu totul ce înseamnă El. Dumnezeu este creatorul lumii și purtătorul de grijă al acesteia, iubitorul desăvârșit al lumii, cel care la început l-a așezat pe om, bărbat și femeie, drept rege al creației sale. Pe primii dintre oameni îi chema Adam și Eva. Ei au fost invitați să trăiască în rai, locul care merită pe deplin numele de grădină a lui Dumnezeu, Eden. Dar Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu Tatăl și au fost alungați din paradis. Mult iubitor Dumnezeu le-a promis iertarea. Și așa oamenii au început să aștepte venirea celui ce avea să aducă mântuirea. Astfel începe povestea, care este de fapt veste. Povestea vieții Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o voi istorisi alături de doi copii bucuroși și curioși asemenea vouă. Florin și Ioana sunt ca și voi, dispuși să afle mai mult și să asculte istorii despre Iisus, care până acum erau doar pe înțelesul celor mari, toate strânse într-o carte misterioasă numită Biblie. Împreună cu ei vom povesti despre Iisus Hristos și vom încerca să-L cunoaștem și să ne-L facem prieten. Nu că nu ne-ar fi și acum, dar altfel vorbești cu o persoană pe care o cunoști mai bine, capeți încredere în ea și o iubești mai mult. Nu i-am întrebat pe tinerii mei colegi de călătorie câți ani au. Astfel de lucruri nu sunt importante acum, ci dacă sunt pregătiți să facem împreună o călătorie în cel mai interesant univers, Universul Sfintei Scripturi al Bibliei. Am văzut cum li s-au mărit ochii de uimire și atunci am luat din raft o Biblie. O știți și voi, cartea aceea groasă cu file multe și subțiri, despre care unii cred că are doar coperte negre. Am să vă spun însă că Ioanei i-am dat la îndemână o Biblie cu copertă roz, iar lui Florin una albă. Asta numai așa ca să le arătăm cărcotașilor că Biblia nu este o carte neagră. Apoi am deschis cartea. Le-am povestit că în vremea când eram eu copil, Biblia mi se părea un soi de carte de coduri matematice. Uitați-vă și voi! Mai întâi, Biblia este împărțită în cărți. Fiecare carte are un titlu. Facerea, ieșirea și altele asemenea. Apoi găsiți acolo două coloane de text care, din loc în loc, au un titlu și încep cu o cifră mare, care arată capitolul cărții. Capitolul 25, capitolul 45. Și imediat niște cifre mai mici. Acelea înseamnă versete. Astfel puteți, la un moment dat, să găsiți într-o carte oarecare un citat din Biblie care să fie notat așa. Văzând mulțimile, Iisus a suit în munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit la el. Matei 5.1, ceea ce înseamnă că acel text este din Evanghelia de la Matei, capitolul 5, versetul 1. V-am spus aceste lucruri, în primul rând, deoarece Florin și Ioana mi-au mărturisit și ei că nu le-a fost tocmai ușor să se obișnuiască cu matematica din scripturi sau, mă rog, geografia, căci astfel de notări mai descoperiți și în hărți și în GPS că tot vă este mai ușor să-l folosiți decât harta. Bun, acum să vă spun și al doilea motiv pentru care v-am povestit cele mai de sus. Pentru că principala sursă a poveștii despre Iisus Hristos este Biblia, numită și Sfânta Scriptură, și astfel ea nu este o poveste, ci mai degrabă o veste. Scriptura, alcătuită din Vechiul și Noul Testament, cuprinde în ea tot ceea ce avem nevoie să știm, copiii și oamenii mari, despre Hristos. Pentru a înțelege vestea, în unele locuri ne vom folosi însă și de prietenii Domnului Hristos și ai noștri, adică de sfinți și pe alocuri, chiar de unele texte pe care le avem la îndemână în biserică și din care se cântă la strană, masa aceea un pic altfel, la care vedeți că stau oamenii care cântă slujba. Prin urmare, avem Scriptura, sfinții și mărturia bisericii. Poate că pare puțin complicat, dar ne vom ajuta unii pe alții. Vă invit așadar, alături de Florin și Ioana, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, Domnul cel înviat, după cum vom vedea. Și nu este simplă povestea. Vom începe firesc cu nașterea și botezul său, apoi vom merge mai departe. Capitolul 1. Așteptarea. Știu, dragilor, și prietenii mei Florin și Ioana, sper că de acum și prietenii voștri, mi-au spus că atunci, când li s-a născut un frate sau un verișor, o soră ori o verișoară, toată familia părea că zâmbește și era pusă pe șoti. Surpriza a fost că, deși se așteptau să
să nu mai fie băgați în seamă, dintr-o dată au devenit frații mai mari, adică persoane implicate în grija pentru cel sau cea mică. Așa a fost dintotdeauna. Domnul Iisus Hristos, cel despre care povestim împreună, a fost mult mai mult așteptat de către mult mai mulți oameni. Așa cum am mai spus, el era așteptat ca un semn de iertare, de împăcare între Dumnezeu Tatăl, Creatorul Lumii și oameni. Deoarece cândva, pe când i-a așezat în rai sau grădina Edenului, dacă vă place mai mult, oamenii primiseră o poruncă pe care o încălcaseră. Ei se numeau Adam și Eva. Acolo unde greșiseră, din neascultare, venise însă și iertarea lui Dumnezeu, care le-a promis că îi va ajuta să se împace cu el, să devină iarăși fiii lui, fii ai celui preanalt. Greu au oftat Florin și Ioana când le-a spus, dar au înțeles că omenirea a așteptat mii de ani până când împăcarea lui Dumnezeu s-a putut împlini, sub chipul unui copil sau, dacă vreți, al unui bebeluș. Au fost multe momente grele pentru urmașii lui Adam și ai Evei, care au devenit apoi un popor sfânt, poporul lui Israel. Poate cele mai grele au fost acele ale potopului, când ape mari au cuprins lumea, rămânând în viață doar Noe cu familia sa și reprezentanți din fiecare soi de animal ori plantă. Și robia egipteană a fost greu de îndurat, însă Dumnezeu și-a eliberat poporul ales, trecându-l prin Marea Roșie și așezându-l în ceea ce numim noi azi Țara Sfântă, Israel. Pentru cea de-a doua purtare de grijă a lui Dumnezeu, a evadării din robie, a fost ales Moise, cel care, desigur, știți deja, a primit tablele legii și anume 10 porunci, prin care Dumnezeu a învățat pe poporul său și prin acela pe noi ce avem de împlinit în viețile noastre pentru a nu-L trăda pe Dumnezeu și a nu păcătui, căci neascultarea acestor legi și a voinței Lui se numește păcat. În așteptarea venirii celui promis, care avea numele de Mesia, Unsul, Fiul lui Dumnezeu, a nu se confunda cu Moise, fiul lui Amram, au vorbit despre venirea sa o serie de bărbați aleși ai neamului lui Israel, oameni numiți profeți. Ei au vestit că se va naște din fecioară, în Betleemul Iudeii, că va fi fiul celui preanalt. Tot ei au vorbit însă și despre modul în care acesta avea să fie hărțuit și ucis pentru a-și împlini vestirea și lor le datorăm și primele semne legate de învierea acestuia din morți. Cu alte cuvinte, atunci când Hristos a venit printre oameni, existau toate datele pentru a fi recunoscut. Dar nu a fost așa. Capitolul 2. Iar numele fecioarei era Maria. Acum nouă, celor care avem Evanghelia la îndemână, ne este ușor să o identificăm pe Fecioara Maria drept Maica Domnului. Dar gândiți-vă cum era în vremea aceea. Cu fiecare generație se întâmpla același lucru. Fetițele, cele mai cuminți și ascultătoare ca tine, Ioana, erau aduse la templu. Templul se află la Ierusalim, iar Ierusalimul ajunsese centrul lumii poporului ales, în special în vremea regelui David, despre care sunt convins că știți că a fost mai întâi pastor de turme de oi și apoi a ajuns rege prin voia lui Dumnezeu, impresionând poporul Israel prin uciderea lui Goliat, un uriaș arogant, cu o piatră pornită din praștea sa păstorească. Lui îi datorăm o carte minunată, Psaltirea și un instrument gingaș, harfa. Acolo, pe muntele Sionului, pe vârful Moria, care ocupă până astăzi centrul orașului Ierusalim, se afla templul în vremea nașterii micuței Maria. Ea era fiica lui Ioachim și Anei și locuia după tradiție într-un cartier al Ierusalimului. Tatăl său era om de încredere al preoților de la templu, păzind o fântână unde se scăldau oile înainte de a fi aduse jertfă la templul sfânt. Deși ar fi ținut-o mereu în brațele sale, tatăl ei jurase că va dărui fetița lui Dumnezeu și a trebuit să împlinească cele promise. Astfel că micuța Maria a plecat de acasă, e drept, nu prea departe, și a locuit câțiva ani buni în preajma templului. Acolo totul era organizat ca la o mănăstire. Fetițele erau educate să fie atente la voia lui Dumnezeu, să se roage și să lucreze pentru frumusețarea templului. Desigur că se și jucau, cred eu, dar așa cu luarea minte. Știm numele unei învățătoare de-a Maicii Domnului, Ana lui Fanuel, dar despre aceasta vom vorbi la vremea potrivită în povestea noastră. Știu, Florine, te întrebi dacă erau și băieți la templu. Ei erau aleși în fiecare sat și oraș evreiesc și pus să învețe legea, profeții și alte cărți sfinte. Nu exista templu decât la Ierusalim, dar știm că în fiecare localitate exista sinagogă, un loc de rugăciune și de învățare a voii lui Dumnezeu. Învățau, altfel spus, să trăiască și să se bucure de Dumnezeu
și să-l bucure de sigur pe acesta. Maria a stat o vreme la templu, a lucrat mult, s-a rugat cu grijă și a învățat și ea cuvintele vii ale psaltirii și legii lui Dumnezeu. În vremea ei s-a unuit o parte dintre obiectele care înfrumusețau casa lui Dumnezeu de pe muntele Sionului, muntele cel sfânt. Ei i-a revenit să lucreze vera, perdeaua ce despărțea sfânta de sfânta sfintelor, două încăperi importante ale templului. Astăzi, vera aceasta este o mică perdeluță care se trage peste porțile, ușile împărătești din iconostasul bisericii ortodoxe. De aceea, pe aceste uși sunt pictate două icoane, reprezentând două persoane importante, Maica Domnului și Îngerul Gavril, arhanghelul care va aduce o veste deosebită acestei fetițe minunate cu numele Maria. Erau prieteni, desigur, pentru că, pe vera cea mare a templului, tâna țesătoare îi desenase în fire de aur aripile, cele care dădeau zbor înalt mesagerului lui Dumnezeu Gavril. Se spune că atât de frumos țesuse perdeaua aceea, încât o strălucire de lumină o însoțise în toată perioada cât muncise la ea și toți se mirau și se întrebau ce minune poate fi aceasta. Un bărbat văduv din Nazaret, trecut deja de prima tinerețe, se pare că zărise acolo chipul minunat al Mariei. Acesta era un tâmplar foarte dibaci, care realizase multe pentru reconstituirea templului în vremea regelui Irod, un om hain și neînduplecat. De asemenea, știm despre acest bărbat văduv că lucra din greu și că era un om drept, a cărui inimă nu era umbrită de păcat. Atunci, când tânăra fecioară Maria și-a încheiat perioada pe care trebuia să o petreacă la templu, nu s-a întors acasă la părinții săi. Ea a fost logotită cu acest bărbat deosebit, căruia îi se spunea Iosif. După o vreme, încheiindu-se și munca sa pe lângă templu, Iosif s-a întors cu logonica lui la Nazaret, o cetate din nordul Țării Sfinte, frumoasă încă și astăzi. Trebuie să vă spun că am trecut pe acolo, pe străzile care până în zilele noastre păstrează o frumusețe aparte, undeva deasupra locului unde, după tradiție, ar fi locuit Fecioara Maria, și dreptul Iosif este un izvor răcoros care până astăzi curge limpede precum cristalul. Am spus răcoros pentru că, deși în zonă de munte, Nazaretul era în vremea poveștii mele în plin anotimp călduros și undeva pe marginile drumului tădeau să-și țească capetele mizmerate sulfinele, iar borancicul pânzelor de păianjen deja amăgea cărăbușii cu un hamac numai bun de odihnă. Maria, logonica lui Iosif, urca pantalină spre locul în care izvorul ședea umbrit, de un smochin luminos în focul amiezii. Nu întârziase, dar astăzi știm că cei tineri puteau merge după apă mai spre prânz, pe când cei bătrâni dimineața și seara pe răcoare. Este foarte posibil ca Maria să fi dat binețe gâzelor și florilor ce își făceau întâia siestă la ora aceea și să se fi bucurat de briza răcuroasă ce izvora din prea plinul de apă al izvorului. Unii dintre scriitori cred că aici, la fântâna situată nu departe de curtea casei sale, Maria a primit vizita arhanghelului Gavril. Alții ne spun că, întoarsă acasă, pe când aștepta în răcoarea odihnei, după un astfel de drum, a intrat la dânsa arhanghelul și i-a zis: "Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei." Desigur, tânăra Maria s-a lăsat copleșită de tulburare. Nu era un lucru obișnuit ca un înger să vorbească unei fete tinere abia ieșită din copilărie. Dar, ca un om crescut la templu, Maria a știut că arhanghelul acesta a venit cu misiune de la Tatăl Ceresc. De aceea, ea a crescut atunci când el a încurajat-o zicând: "Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit." Trebuie să recunosc, Ioana și Florin au spus că și pentru ei mesajul îngerului este prea greu. Ei bine, pentru fetița crescută la templu, nu era. Învățase că Mesia se va naște dintr-o fecioară ce va rămâne la fel și după naștere, că Mesia sau Hristosul avea să fie fiul al celui prea înalt și că va primi tronul lui David, adică va domni peste poporul lui Israel. Ceea ce putea să o pună pe gânduri era faptul că împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar știa deja, din cuvintele psalmilor lui David, că frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului, judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Cu alte cuvinte, simțea voia și glasul Dumnezeu în glasul îngerului. Nedumerită, cum poate să fie mămică, fără a cunoaște bărbat, de aici și numele de fecioară,
primește răspunsul lui Gavril, de care nu ne îndoim nici noi. Duhul Sfânt se va pogărâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Cuvintele spun că Fecioara Maria este Maica Domnului prin voia Tatălui și lucrarea Duhului Sfânt, pentru a arăta că nu minte, adevărul este că niciodată Fecioara nu dă semn de îndoială, ci se cutremură dinaintea unui adevăr incredibil pentru mulți și astăzi. Îngerul Gavril îi dă o dovadă, îi spune că verișoara sa, Elisabeta, poartă și ea un prunc binecuvântat. Lucru pe care nimeni nu-l știa, adică îi descoperă o taină, un secret, prin care să înțeleagă și ea taina sau secretul în care primește pruncul. De asemenea, el spune că deoarece Elisabeta era o distinsă doamnă de vârstă înaintată, nașterea acelui pui de om este o minune, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Răspunsul Mariei, celei cu minți și blânde, merită reținut. Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. După părinții cei înțelepți și sfinții ai bisericii, acesta este momentul când Maica Domnului, acceptând să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos, devine și Maica noastră, a tuturor, din acela. După câteva săptămâni, Iosif a observat la tânăra sa locornică, rețineți că nu scrie soție, semne că ea purta un copil în pântec, mai întâi s-a tulburat. Știa sfințenia ei ca om și cunoștea și faptul că pruncul din pântecele ei nu avea cum să fie al său. Pentru aceea, Dumnezeu alege să-l liniștească printr-un vis adus tot de îngerul Domnului, același Gavril. În acest vis, el primește vestea că pruncul se va naște din ea. Este de la Duhul Sfânt. Îngerul îi spune, ea va naște fiu și vei chema numele lui, Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. În povestea Bunei Vestiri, căci astfel se cheamă episodul acesta din viața Mântuitorului Iisus Hristos, apare și întâlnirea dintre Maica Domnului și Elisabeta, verișoara sa, care locuia în Icarem, un sătu muntos, aflat nu departe de Ierusalim. Ea era soția lui Zaharia, preot la Templul lui Dumnezeu, acolo unde, nu ați uitat, copilărise Maria, micuța fetiță a lui Ioachim și Ane. Ea purta în pântec o sarcină de care nu știa nimeni, cu excepția Fecioarei Maria. Iar când se întâlnește Elisabeta cu tânăra sa verișoară, pruncul din pântecele ei tresaltă, simțindu-l pe pruncul cel purtaș aceasta din urmă. Este prima întâlnire între doi verișori care vreau să schimbe lumea. Ioan, ce se va chema Botezătorul, și înainte mergătorul, cel care a mers înainte, și Domnul nostru Iisus Hristos. Ea, soția lui Zaharia, este cea din tâi care îi spune pe numele cel nou Mariei, celei din Nazaret. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Maica Domnului, copiliță crescută la templu, îi răspunde cu unul dintre cele mai frumoase imnuri ce s-au rostit vreodată de către om. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum o vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El. Făcuta tărie cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. A sprijinit pe Israel, slujitorul său, ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminției lui în veac. Ioan s-a născut după ce Maria a plecat de la casa verișoarei sale. Curând avea să vină și Iisus, însă puțini erau cei care știau ce prunci aveau să fie aceștia. Noi astăzi știm toate acestea, nu putem decât să ne bucurăm că Dumnezeu a ales să aducă împăcare lumii prin ei. Iată-i vin! Capitolul 3. Iar nașterea lui așa a fost. Despre nașterea Mântuitorului s-a scris și se va scrie foarte mult. Pruncul acesta, care nu doar schimbă lumea, ci și o mântuiește, a intrat în lume ca un prunc al Maicii sale. Acum încerc, ajutat desigur de prietenii mei Ioana și Florin, să vă povestesc lucrurile așa cum s-au petrecut ele. Mai întâi, trebuie să știți că datele istorice ne confirmă că nașterea Domnului Iisus Hristos nu este o poveste, ci a avut loc cu adevărat într-un timp și într-un loc reale. Sfântul Evanghelist Luca ne spune: în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Chirinius o cârmuia Siria și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa.
Cu alte cuvinte, știm că un act emis la Roma poruncea fiecărui om să se întoarcă în cetatea de unde se trăgea neamul său și să se înscrie acolo. În cazul lui Iosif, care locuia în Nazaret, faptul că se trăgea din neamul regelui David îl obligă să plece spre Betleem, un orășel în vremea aceea de păstori și oameni cu minți, cel mai potrivit, credem astăzi, ca Dumnezeu omul Iisus să vină pe lume. Ce știm astăzi despre Betleemul de atunci e prea puțin, nu părea a fi prea însemnat. Cel mai important lucru pe care îl cunoaștem este acela că acolo se creșteau mieluții care erau aduși de Paști spre a fi jertfiți la templu. Păstorii din Betleem erau cunoscuți ca oameni iubitori de animale, cu minți, rugători și cu inima curată. La vremea liniștii din noapte, pe când străjuiau turma lor, li se vestește de către înger că undeva în Betleem, tocmai în vâltoarea aceea de oameni, s-a născut fiul celui preanalt. Iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi bucurie pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Pare simplu spus, dar dacă vă aduceți aminte de povestea din capitolul anterior, veți înțelege. Trecuse deja ceva timp, 9 luni de la buna vestire. În acest timp, Fecioara Maria și Iosif, logonicul ei tâmplar, străbăduseră drumul din Nazaret, aici în Betleem, care desigur, nu întâmplător, se cheamă Casa Pâinii. Desigur că pe drum este posibil să fie înfruntat privirile pline de neînțelegere ale oamenilor, dar ei știau cine este pruncul sfânt, ce avea să vină pe lume. Pentru ca păstorii să înțeleagă bucuria cerului, lângă îngerul cel binevestise venirea pe lumea Mântuitorului Iisus Hristos, se alăturase oaste cerească, care a început să cânte minunat de frumos. Slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Emoționați, păstorii au ascultat pe îngeri cântând, iar când glasul lor și-a încheiat lauda, în sensul de cântare de slavă, nu de lăudăroșenie, așa cum facem noi când luăm câte o notă bună, ori facem vreo poznă pe care o credem deșteaptă, au zbughit-o grăbindu-se în Betleem ca să vadă dacă este adevărat cuvântul rostit de îngeri. Aici au găsit pe Maria și Iosif, dar mai ales pe pruncul culcat în iesle. Acolo, într-un colțișor de Betleem, pe fânul pus drept culcuș făcuțelor și căișorilor, liniștit și luminos, era El, cel așteptat de atâtea secole. Hristos Iisus. Le-au povestit și lor, celor prezenți, care așteptaseră și ei nașterea copilului, despre vestirea îngerilor, stârnindu-le mirarea. Ioana mă întreabă dacă erau și copii acolo. Eu cred că, fiind noapte, ei venind de pe drum, de departe, fiecare din cetatea sau satul său, dar ce să zic, mi-e greu să cred că la alergarea păstorilor de loc oameni foarte gingași, copiii să nu fi tresărit. Poate că unii mai măricei i-au urmat în alergare pe cei mari. Ajunși la peștera de lângă Hanul, unde se adăpostise familia pământească a lui Iisus, copiii probabil că au întrebat, ce se întâmplă? Ce se petrece? Iar păstorii, obișnuiți, nu-i așa, cu nerăbdarea mieluților, le-au răspuns, s-a născut un copil. S-a născut un băiețel. Și cum este băiețelul? Cum este el? Au întrebat iarăși trengarii Betleemului. E frumos, minunat de frumos, au răspuns păstorii. Eu zic mereu, dar nu neapărat să fiu crezut, că așa s-a născut colindul, cântecul despre nașterea lui, din ecoul întrebărilor și al răspunsurilor între copii și păstori. În toată bucuria, Maica Domnului Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Avea oare vreun motiv de îngrijorare? Să vedem. În vremea aceea, rege peste țara în care urma să se nască pruncul era, așa cum a mai spus Irod, răutăcios și lingușitor, viclear și foarte sângeros atunci când simțea că cineva îi pune în pericol tronul. Era el supus Romei, dar își vedea de averile și nebuniile sale. La el, cu gând curat și conștiința curată, au ajuns curând trei magi care veneau de la răsărit. Nu știm foarte multe lucruri despre ei, dar bănuim că erau bărbați înțelepți și importanți pentru regatele lor. Ai dreptate, Florine, ei urmăriseră de departe o stea ce-i purtase din aproape în aproape până la Ierusalim. O stea ce strălucea zi și noapte, altfel nu aveau cum să meargă numai noaptea, zice Ioana și trebuie să-i dăm dreptate. Au fost primiți cu toate onorile de regele Irod, care credea că darurile pe care le purtau și strălucirea cetei ce însoțea erau destinate lui, regele iudeilor. Dar nu era așa. Magii de la răsărit, pe care tradiția îi numește Melchior,
Baltazar și Gaspar, și cărora biserica din Colm le adăpostește trupurile ostenite de căutarea și aflarea Domnului Hristos, au întrebat, vă dați seama, înaintea celor care se credea rege al iudeilor. Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut, căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui? Așadar, nu cu Irod aveau ei întâlnire, ci cu pruncul care tocmai se născuse. Ajutați de înțelepții de la templu, au aflat cuvântul acesta. Și tu, Betleme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Era un cuvânt al profetului Mihea, pe care îl scrisese în cartea sa de profeții, cu mii de ani înainte. Irod s-a prefăcut îngrijorat și a spus că ar dori el însuși să se închine pruncului ce tocmai s-a născut. Magilor însă li s-a arătat în vis să nu se întoarcă prin Ierusalim la cetățile lor, astfel că ei nu i-au mai spus regelui neînduplecat cine este pruncul pe care l-au descoperit în peșterea din Betleem. În răutatea lui însă, Irod a trimis armata sa și din nefericire a ucis toți băieții născuți în ultimii 2 ani, semn al nebuniei care îi cuprinde uneori pe conducătorii lipsiți de Dumnezeu. Da, Ioan, ai dreptate, seamănă cu zmeul cel rău. Magii și-au văzut de drumul lor, însă au ajuns la Betleem, unde nașterea pruncului era prilej de bucurie. Copilul era al uneia dintre familiile care se născuseră din prorocul rege David, iar acest lucru nu a făcut altceva decât să întărească bucuria oamenilor. Magii au adus daruri, au căzut la pământ și s-au închinat dinaintea pruncului și a mamei sale și-au deschis vistierile și-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. Poate că altfel, vieților oameni din Betleem li s-ar fi părut un vis, dar darurile au rămas. Ele arată că magii veneau de departe, din țări în care aurul, tămâia și smirna erau mai la îndemână și din belșug. Luminați de stea și iubire, magii i-au adus pruncului darul precum unui rege adevărat. Timpul avea să se arate că avuseseră dreptate. Pruncul din Iestea Betleemului era regele cel mare, împăratul cel fără de moarte. Dovadă că pruncul era în pericol să cadă sub sabia soldaților lui Irod este faptul că după plecarea magilor, îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Și, ascultându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și au plecat în Egipt. Observați că Iosif nu pierde o clipă, înțelege pericolul, pleacă noaptea pe ascuns, pentru că știe deja ce ar urma în viața regelui, ce abia se născuse. Cum să vă spun, din primele zile se vede că Domnul Iisus Hristos este prigonit, parcă alerga de moarte, dar vedem și cum cerul își ține în viață împăratul. Acum trebuie să știți că despre viața Mântuitorului și a minunatei sale familii pământene în Egipt, nu știm nimic din Scripturi. Istoria ne povestește însă că, odată în timp ce străbăteau pustia de nisip, piatră și fric ce desparte până astăzi țara sfântă de Egipt, templele zeilor păgâni s-au sfârmat și dinaintea pruncului s-au plecat florile, s-au aprins de râvnă cărăbușii și rodele s-au copt imediat. Aici ar mai fi de adăugat câteva lucruri. Vi le spun nu doar pentru că mă roagă Ioana și Florin, ci și pentru că sunt importante pentru povestea noastră, mai ales pentru momentul când vom povesti despre ultimele zile ale acestui minunat copilaș ceresc. Povestea ne spune că, pe când Sfânta Familie trecea prin pustia înoptată, niște tâlhari stăteau de strajă păzind alți tâlhari care dormeau adânc între dunele de nisip. Zărindu-i de departe, oamenii aceia sângeroși au început să se târguiască între ei. Unul dintre aceștia susținea că ar trebui să fie uciși, bătrânul care purta de grijă familiei și pruncul. Femeia frumoasă și tânără putea fi vândută în Alexandria pe bani buni. Celălalt, mai omenos, îi răspunde: tu nu vezi că pruncul luminează calea, asemenea unui felinar în noapte? Chiar nu vezi că pruncul este lumină? Cum putem oare să-l ucidem sau să-l lipsim de mama sa? Uite, îți plătesc eu arginții pe care i-ai luat din vânzarea femeii. Lasă-i, îți dau 30 de arginți buni. Dacă împarți cu ceilalți cât câștigi din vânzarea femeii, nu rămâi cu nimic. Acrit, celălalt acceptă. Pe când tâlharul omenos se îndrepta spre casa sa ascunsă între tunele aprinse de focul soarelui și înghețate sub frigul nopții, a văzut cu ochii lui că avusese dreptate. Înainte să ajungă la ei, acolo, în valea unde se ascundeau Maria și pruncul și dreptul lui Iosif trecuseră prin casa sa, unde soția lui îl îngrija pe pruncul lor bolnav de lepră, ea însăși nefiind altfel decât bolnav.
De mila pruncului și a maicii sale, femeia încălzise apă să îmbăieze noul născut. Apoi, în apa aceluia, spălase fiul ei, de pe care crustele leprei căzuseră ca și cum pruncul n-ar fi fost niciodată bolnav. La atingerea apei sfințite de trupul pruncului, mâinile ei se vindecaseră, apoi întreg trupul. Așa i-a găsit tâlharul pe ei săi. Curățiți de moartea ce-i păștea din cauza bolii. Să fie doar poveste? Să fie adevărat? Știm că în viața sa, Domnul Hristos a vindecat mulți bolnavi, inclusiv leproși, boala, care târziu a fost eradicată și de care uneori oamenii își mai amintesc. Cum să nu o fi făcut pentru pruncul acela? Ci sunt convins că nu-i singura poveste din timpul fugii sale în Egipt. La moartea lui Irod, Iosif primește iar încredințare prin vis că poate reveni acasă, în țara sfântă a poporului Israel. Se teme însă să se întoarcă în Iudea, unde domne Arhelau, fiul lui Irod, și pleacă în Galileea. Ca să împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema, locuiește cu Mântuitorul Hristos în Nazaret. Așa va fi, de altfel, toată viața sa, împlinirea scripturilor, împlinire de plină a profețiilor celor vechi și a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Capitolul 4. Copilăria Mântuitorului. Sfânta Scriptură nu dispune de prea multe date din copilăria Mântuitorului, dar este limpede că nu putea să crească brusc la statura de om matur. De ce? Pentru că Hristos a ales să trăiască asemenea unui om obișnuit cu tot ceea ce implică acest lucru, bucurie sau suferință, pentru a putea apoi să ne cuprindă de plin pe toți în iubirea sa și să ne mântuiască. Sunt multe povești despre perioada aceea. Ca să înțelegem, aș îndrăzni să vă povestesc câte ceva. Nu am să încep n-a vă spune cum era pe când era bebeluș, deși, din perioada aceea, se păstrează poveste despre Maica Domnului. Aceasta, pentru a salva de soldații lui Irod, l-a ascuns în poala veșmântului său, iar când a fost întrebată cu răutate ce ai acolo, ea a răspuns, un crin. Iar când a fost obligată să arate floarea, Domnul Hristos chiar era transformat în crin. Îndepărtându-se de zidurile cetății Betleemului, tânăra mămică a început a plânge și a pierdut bebelușul ei drag. Dar, pe când plângea, a auzit din poală un glas și mai puternic decât al său. Era Domnul Iisus, care plângea după lăpticul mesei de prânz. Sigur, este frumoasă povestea, dar noi am stabilit deja că Iosif a luat pruncul chiar în miez de noapte și au fugit în Egipt. O altă poveste ne spune cum Hristos se juca pe ulițele pline de taine ale Nazaretului, vedeți astfel că familia se întorsese acasă. Copiii făceau mici păsări din lutul acela în care doar ei puteau crede că stau ascunse vieți de zburătoare, atât că Domnul Iisus, spre deosebire de toți ceilalți, când sufla peste pulcării de pământ, păsările sale se desprindeau din mâinile lui și zburau în înalt, spre uimirea copiilor și spre ciuda unora dintre părinți care vedeau că pruncilor nu pot face ceea ce făcea Iisus, fiul tâmplarului Iosif și al Mariei. Așa va fi mereu cu ce va face Domnul. Unii îl admiră și îl iubesc, alții se miră și încearcă să-l concureze și nu prea le iese, atunci îl invidiază și îl urăsc. În sfârșit, o a treia poveste este legată de perioada când Iisus mai crescuse puțin, ceva mai înalt decât tine, Ioana, și un pic mai mare în vârstă decât tine, Florin. Într-una din zile a intrat în atelierul lui Iosif tâmplarul, tatăl pământesc, care își dorea să-l învețe și el ceva pe fiul acesta ceresc. E dovadă de curaj mare, nu-i așa? Să vrei să-L înveți ceva pe Dumnezeu. Zâmbiți, o faceți și voi, când îi spuneți cum să rezolve cutare sau cutare problemă, sau cum să-L pună la punct pe cutare coleg, ori cutare colegă, dar să revenim. Ei bine, ajuns acolo, sub acoperișul ceva mai înalt al atelierului Iosif, Domnul Hristos a privit cu multă curiozitate și l-a întrebat pe meșterul tâmplar cum ar putea să ajute. Iosif l-a pus să măsoare lemnul care urma să fie tăblia unei bănci noi în sinagoga din Nazaret. După ce a măsurat și a tăiat, Domnul bucuros, nevoie mare, a dus lemnul prelucrat astfel la Iosif. Acesta, la rândul său bucuros, l-a luat, însă bucuria i-a pierit gravnic. Tăblia tăiată de Iisus nu era potrivită în lungime, îi lipseau câțiva centimetri bun. Nu a spus nimic din tâi să nu-i fure pruncului, ce crescuse atât de frumos, bucuria primei lucrări în tâmplărie. Dar Domnul l-a auzit seara, pe când se pregătea de cină pe Iosif, ostenit și plin de talaș, povesti Marie episodul. A înțeles, de asemenea, că acea bucată de lemn era ultima din acel soi de preț pe care meșterul mai avea în atelierul său.
Discret, în zori, s-a apropiat de atelierul lui Iosif, oarecum rușinat, și a tras de lemnul tăbliei. Aceasta s-a prelungit până la măsura corectă. Am spus eu discret, dar adevărul este că Iosif a văzut tot ce s-a întâmplat. În dimineața aceea, sosise dinaintea mesei sale de lucru mult mai devreme, rugând pe Dumnezeu, cel Sfânt, să-i dea o soluție pentru pierderea ce-o pățise. Ba mai mult, de departe, în taină, și Maica Domnului a văzut totul și s-a bucurat că Hristos s-a întors pe vârful picioarelor, în mica lor căsuță, și s-a așezat la rugăciune, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pe Iosif l-au potedit lacrimile de emoție și a amintit că Fiul Ceresc îi fusese în credința lui, păcătosul, și cât de discret acesta îi bucurase mereu sufletul. Spre prânz, când mai mari sinagogi din Nazaret au venit să preia băncile, aceștia au recunoscut frumusețea lor, dar și că banca aceea, care își lungise tăblia de sprijin prin mâinile micuțului ucenic al tâmplarului logodnic, parcă avea o strălucire în plus. Că Iisus Hristos a fost copil ca voi, Ioana și Florin, ca voi, dragi mei cititori mici și mari, au înțeles și copiii unei școli românești. Iată cum. Într-o zi, profesorul lor de religie, pe care îl cunosc și care mi-e bun prieten, așadar, nu se va supăra că povestesc ceea ce mi-a spus el. De altfel, a mărturisit și el aceasta într-o carte. Mi-a întrebat pe elevii săi dintr-o clasă ce cadou i-ar face ei micului Iisus. Se apropia Crăciunul, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, pe care numai ce v-am povestit-o în capitolul trecut, și s-a gândit că merită făcută încercarea. Acum e acum, și-a spus profesorul. Degetele copiilor fluturau în aerul clasei precum un stol de păsurici ce zboară din suflarea iubirii lui Dumnezeu. A hotărât să-i asculte pe rând după așezarea în bănci și au început. Fiecare îi dăruia ceea ce credea de cuvință, gândindu-se la copilul Iisus ca la frățiorul lui mai mic. Așa umplut peștera din Betleem. Sper că înțelegeți, asta e o glumă. Cu bomboane, cu și fără ciocolată, prăjituri cu frișcă și biscuiți, trenulețe electrice și chiar un cățel frumos, cu urechile ciulite, ca să înțeleagă zarva din jur. Într-un colț, un copil, Cătălin, ședea supărat. Ce să mai ofere el micuțului? Profesorul l-a încurajat. După o vreme, copilul strălucea de bucurie. Mi-a venit rândul, era ultimul, căci stătea în banca întâi de la geam. A spus dintr-o suflare: știu ce să-i ofer pruncului la naștere. Toți au făcut ochii mari, așteptau. Eu am să-i ofer inima mea. Și toți au înțeles că oricâtă bucurie i-ar face lui Iisus Hristos trenulețele și prăjiturile, bomboanele și cățelușul, cel mai mult, acesta se bucură de ei, de iubirea lor. Florin și Ioana s-au uitat la mine cu ochii umezis de emoție. Și noi vrem să-i dăm lui Iisus Hristos inima noastră, mi-au zis ei, și-i cred din toată inima mea. Ar mai fi câte ceva de spus despre finalul copilăriei Domnului Hristos. La 12 ani îl aflăm în templul de la Ierusalim, căci fusese adus de părinții săi pământești în casa tatălui său. Acolo propovăduia cuvântul adevărului dinaintea celor mai mari învățați, care l-ascultau uimiți, nu atât datorită celor spuse de el. Cred că erau lucruri pe care le știau deja, ci datorită modului în care le spunea cu o putere ce venea din cer. În vremea aceea, Maria și Iosif îl căutau în lungul șir al pelerinilor care străbăteau drumul spre Ierusalim. Văzând emoția lor și disperarea la gândul că îl pierduseră, Domnul Iisus le aduce aminte că el este în casa Tatălui Său, care este și Tatăl nostru, al tuturor. Capitolul 5. Ioan Botezătorul, omul cu aripi de înger. L-ați văzut, desigur, în icoanele bisericii. Un bărbat îmbrăcat cu haină groasă din păr de cămilă, desculț, oarecum sălbatic, dar cu aripi, cu aripi de înger, așa cum i-a fost viețuirea. Ție, Ioana, cred că nu trebuie să-ți mai spun că este sfântul tău ocrotitor, unul dintre ei, pentru că de la el mulți sfinți au luat numele de Ioan. Ioan Gură de Aur, Ioan Casian, Ioan Rusu sau Ioan cel Nou de la Suceava sunt doar câteva exemple. El era copilul lui Zaharia, preot la templu, și al Elisabetei, amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu. Oamenii din jur priveau sfințenia vieții lor cu suspiciune pentru că nu aveau copii, ceea ce pe atunci era, adeseori, interpretat ca semn al unui păcat. În plus, erau deja înaintați în vârstă. Pe când Zaharia se afla la rând să tămâieze în templu Domnului Dumnezeu de la Ierusalim, iar mulțimea aștepta afară și se ruga, primește o bună vestire. Asemenea Maicii Domnului, după cum vă amintiți. Îngerul Domnului se arată și văzându-l înfricoșat îi spune:
Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Îi vorbește apoi despre bucuria și veselia ce îl va umple pe tatăl Zaharia la nașterea fiului său, despre faptul că va fi mare înaintea lui Dumnezeu, că nu va bea vin și nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele maicii sale se va umple de Duhul Sfânt. Ultima dintre afirmații am văzut și noi că este adevărată. Vă aduceți aminte că v-am povestit cum, la întâlnirea Elisabetei cu verișoara sa Maria, Maica Domnului, copilul Ioan, a tresăltat la întâlnirea cu copilul Iisus. Îngerul îi mai spune două lucruri importante lui Zaharia. Că Ioan va întoarce la Domnul pe mulți dintre fiii lui Israel, adică le va propădui pocăința și va pregăti venirea lui Mesia. Și va merge înaintea Domnului cu Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor ca să gătească Domnului un popor pregătit. De aici îi va veni și numele lui Ioan de proroc, adică vestitor al adevărurilor lui Dumnezeu și înainte mergător, cu alte cuvinte, unul care pregătește calea lui Dumnezeu. Zaharia, spre deosebire de Maica Domnului, care a primit buna vestire în smerenie și ascultare, cere semne ca să știe, după ce va cunoaște împlinirea vestirii îngerului, căci atât el cât și soția sa erau înaintați în zile. Semnul este amuțirea lui. Observându-i tăcerea, poporul simte că s-a întâmplat ceva cu totul special, însă abia la nașterea lui Ioan se vor desluși toate. Ajuns acasă, soția sa Elisabeta rămâne însărcinată și la vremea potrivită naște pe fiul său, cel care din pântece și-a recunoscut Hristosul tresărind și bucurându-se. Nu au ajuns la noi prea multe date despre copilăria sa. Știm însă, din tradiție, că atunci când oștirile lui Irod au căutat să ucidă copiii mai mici de 2 ani, din regiunea muntoasă din jurul Ierusalimului, nu au ocolit mica cetate Ein Karem, orășel liniștit în care se aflau mai multe familii de preoți ai templului, oameni simpli, fără ifose și cu o viață curată. În perioada aceea, se pare că Zaharia este ucis de oamenii neoameni regelui Irod cu ajutorul trădătorilor din rândul slujitorilor la templu. Aceștia iubeau mai mult aurul și argintul decât cerul. Moartea lui în templu, în sala numită Sfânta Sfintelor, avea să le reamintească Domnului Hristos trădătorilor, atrăgând ura acestora. Elisabeta, femeie curajoasă, a fugit cu pruncul ei în munte, acolo unde Dumnezeu a deschis pentru ea laturile de piatră al unei prăpăstii, în care i-a dăpostit timp de 40 de zile. Peștera Salvatoare poate fi vizitată și în zilele noastre la Even Sapir. Întâmplările din viața lui Ioan, dar și faptele sale, au ajuns la noi povestite și repovestite de-a lungul secolelor. S-au împlinit întocmai cuvintele îngerului, căci pruncul văduvei Elisabeta a crescut strașnic în cuvânt, curajos și târs. Nu știm cât s-a stins mama sa, dar știm că la momentul în care se întâlnește cu Domnul Hristos la apa Iordanului, era de multă vreme un pusnic ce umbla din loc în loc, propovăduind legea lui Dumnezeu. Reușise să-și facă ucenici și dușmani deopotrivă. De ce dușmani? Pentru că dovedise prin viața și propovăduirea sa că de acum iertarea păcatelor cerea pocăință și botez, nu doar participare la templu, la sărbători. Văile Iordanului, prin predicile sale și prin atitudinea sa, deveniseră văi ale părerii de rău pentru greșeli și locuri din care oamenii se întorceau mai buni, mai cuminți. Un alt dușman al său era Irod, pe care Ioan îl mustra că luase de soție pe Irodiada, femeia fratelui său, Filip, dar și pentru multe alte rele. De la acesta are să-i și vină moartea. Capitolul 6. Botezul Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Luca ne spune că, atunci când s-au împlinit 8 zile de la nașterea sa, pruncul a fost tăiat împrejur și s-a pus numele Iisus, precum fusese vestit de îngeri. Copilul ceresc primește un nume cu semnificație cu totul deosebită, Iisus însemnând chiar Mântuitorul. Poate nu știați acest lucru până acum, dar și cuvântul Hristos are o însemnătate aparte. Hristos nu este un nume, ci un titlu prin care noi creștini recunoaștem statutul dumnezeiesc al pruncului, care este unsul Domnului. În vechime, regii treceau printr-un ritual al ungerii cu un de lemn sfințit, prin care erau învestiți cu puterea de a-și îndeplini misiunea. Tăierea împrejur sau circumcizia era un gest care venea de foarte departe din istoria neamului Israel, un semn de legământ între Dumnezeu și poporul său ales. Tatăl ținea pruncul în brațe pe un soi de jilț de lemn,
asemenea tronului arhieres pe care îl vedeți când mergeți în biserică, și un rabin specializat făcea un semn în trupul pruncului, numai de sex masculin, arătând apartenența acestuia la neamul ales și credința în legea părinților săi. Așadar, pruncul poartă numele de Iisus de când avea 8 zile, nu chiar, ci din veșnicie, dar, după 8 zile, numele său este reamintit oamenilor din Betleem și nouă firește astăzi. Obiceiul era ca, după o perioadă, cam 40 de zile, familia să urce la Ierusalim, la templu, și să-l aducă pe prunc ca să-l pună înaintea Domnului, pentru că, de mult tare, Moise primise în lege cuvintele acestea: orice întâi născut, de parte bărbătească, să fie închinat Domnului. Din obiceiul acela, am preluat și noi în ortodoxie faptul că, la 8 zile de la nașterea pruncului, îi punem numele care va fi întărit prin botez. Gestul închinării la altarul ceresc a rămas modul nostru de a sluji prin aducerea copilului, fetiță ori băiat, dinaintea sfintelor icoane de pe iconostas. E drept că, până în zilele noastre, băieții sunt duși până în altar, dar asta arată doar că astfel ei pot fi preoți în slujirea Sfintei Mese și nu că fetele le sunt inferioare în vreun fel. Acolo, la templu, Iisus este întâmpinat de două persoane care fuseseră și profesorii Maicii Domnului: dreptul Simeon și prorocița Ana, fiica lui Fanuel. Despre primul se spune că aștepta de ani mulți, foarte mulți, împlinirea cuvântului Scripturii, lucru pe care îl aflăm de la Luca, Sfântul Evanghelist. Omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui, și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristos Domnul. Merită să reținem cântarea sa, pe care, dacă sunteți atenți la slujbă, o auziți în fiecare vecernie, slujbă de seară, a bisericii: acum slobozește pe robul tău, după cuvântul tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Trebuie să admitem că este mai mult decât o cântare de mulți ani trăiască. Ioana se uită cu ochii mari la mine și mă întreabă: și Ana, fiica lui Fanuel? Florin spune și el: îmi place cum o cheamă. Fanuel era numele de familie? Într-un fel, da, era al tatălui său. Despre Ana însă știm că era din seminția lui Asher, din care se născuseră proroci mari, că era văduvă, trăise doar 7 ani căsătorită și că ajunsese la vârsta de 84 de ani. Era un soi de bunică a copilelor care veneau la templu, viața ei fiind renumită pentru că postea și se ruga ziua și noaptea. Florin se uită spre mine și întreabă: un soi de maică stareță? Întocmai, răspund. Și ea vede, în pruncul adus la închinare, pe Mesia cel așteptat. Vede și vestește aceasta tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. În acele vremuri, oamenii veneau la Ierusalim, unii de foarte departe, pentru a se închina lui Dumnezeu în templul din orașul Păcii. În fiecare an de Paști, copilul Iisus era adus la templu după obiceiul sărbătorii. Pe când avea 12 ani, după cum va povesti, se desprinde de lângă Maria și Iosif, care îl cred în ceata călătorilor. Abia după 3 zile, constată că nu este acolo și se întorc oarecum speriați în căutarea lui. Îl găsesc în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Toți se minunau de priceperea și răspunsurile lui, căci îl vedeau doar pe fiul tâmplarului, dar Iosif știa că nu este decât păzitorul pământesc al fiului tatălui ceresc. Acest adevăr îl întărește Iisus atunci când, văzându-i aprinși de emoția căutării, le va spune: de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Impresionant este însă faptul că știm despre comportamentul său aceasta. Și-a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Cum anume o va ajuta aducerea minte acestor cuvinte în timpul patimilor Mântuitorului, vom afla împreună într-un capitol viitor. Crescând, Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Astfel îl aflăm la întâlnirea de la apa Iordanului, unde propovăduia pocăința de păcate Ioan Botezătorul, prietenul nostru din capitolul anterior. Acesta vestise deja că Mesia va veni la apa Iordanului să se arate oamenilor. Mulți credeau că o spunea doar așa pentru a-i convinge să se pocăiască. Unii, desigur, nu-l socoteau tocmai întreg la minte, iar alții, nu puțin, credeau că el, Ioan, este Mesia, Hristosul.
trăia ca un drept, propovăduia ca un profet, se ruga ca un sfânt din cei de mult. Avea chiar ucenici. Unii vor deveni în timp ucenicii lui Iisus Hristos și o mulțime care îl însoțea pe malul Iordanului. Această mulțime a fost martoră întâlnirii dintre cei doi bărbați aleși, Ioan Botezătorul, omul înger, și Mântuitorul Hristos, Dumnezeul om. Botezul lui Iisus ne este povestit și de Luca, de acum prieten cu noi, dar și de evanghelistul Marcu și de evanghelistul Matei. Cu toții ne povestesc cum a venit Iisus la Iordan, la Ioan, și acolo a fost botezat. Ioan pare fâstăcit și îi spune Domnului: eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iisus îl liniștește însă, spunându-i că astfel se împlinește toată dreptatea. În clipa scufundării, în bătrânul râu Iordan, care văzuse atât de multe, se spune că apele acestuia s-au răsucit, s-au întors din curgere, fenomen care mai este vizibil și astăzi. Mai sigur decât acest amănunt este faptul că cerurile s-au deschis și Ioan a văzut cum Duhul lui Dumnezeu se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos. Ba mai mult, auzi glas din ceruri zicând: acesta este Fiul meu, cel iubit, într-o care am binevoit. Să fie auzit și mulțimile? Nu știm acest lucru. Evanghelia de la Marcu ne vorbește despre faptul că Iisus vede cerurile deschise și Duhul ca un porumbel și aude glasul Tatălui binevestindu-i Fiului Dumnezeirea. Uitase oare Hristos toate acestea? Nici de cum. Probabil că, pentru a înțelege cele petrecute acolo, scriitorii Evangheliei auziseră totul chiar din gura sa. Astăzi nu mai știm exact locul botezului Domnului. Am aflat însă că este același cu cel prin care poporul Israel a trecut apa Iordanului dinspre lunga robie egipteană și pelerinajul în peninsula Sinai spre țara făgăduinței, lăsându-l pe Moise în urmă. Acesta avea să moară înainte de a vedea țara ce fusese dăruită poporului ales de Dumnezeu. La vremea botezului, Iisus Hristos avea în jur de 30 de ani. Curând după aceea, Ioan moare decapitat de Irod, pentru a împlini o toană nepoatei sale Salomea, fiica Irodiadei. După moartea acestuia, Hristos pare că preia cuvintele din urmă ale profetului, vestindu-le tuturor cu o tărie dumnezească: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Final. Vom afla, împreună cu Ioana și Florin, într-o cărticică viitoare, despre ce este vorba în Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci vom face cunoștință cu un al patrulea evanghelist, Ioan, din care nu prea am citat în primul nostru volum. Acesta ne povestește în scrierea sa cum, apropiindu-se Iisus de Ioan Botezătorul, cel din urmă spune: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Despre această misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos merită să povestim pe îndelete. A, și să nu uit, m-au întrebat și Florin și Ioana, ce legătură este între nașterea Domnului și Crăciun. Din tâi trebuie să vă spun că personajul despre care bănuim că a primit Sfânta Familie, pe Maria și Iosif, să aibă adăpost în hanul sau casa sa de oaspeți, pe care noi în popor îl numim Crăciun, nu este nici pe departe un om rău. I-a primit în acel colț al hanului, staulul vitelor, pentru a nu-și pune în pericol afacerea. Dacă ceilalți călători veni să se înscrie în conscripția împăratului, ar fi aflat că o femeie naște în locul în care se adăpostesc ei, ar fi fugit, vă asigur. Asta deoarece timp de cam 40 de zile de la naștere, ei socoteau omul și locul în care avusese loc nașterea nu tocmai curate. Cu alte cuvinte, crajul acelea cu iesle a fost cu adevărat un dar de preț. Și desigur, providențiale, căci împlineau până la amănunt profețiile despre Mesia. Ce ne spune povestea este că acest Crăciun, altfel om fără copii, bucurându-se de nașterea pruncului, a dăruit tuturor copiilor din Betlehem dulciuri și fructe. Poate că și lui Iisus, bebelușul din iesle, știu și eu, i-o fi dăruit vreun fir de iasomie ori o alintare de busioc ca să-i placă lumea în care venise. Și este posibil, de ce nu, să fi primit misiunea aceasta pentru totdeauna ca să bucure copiii de nașterea lui Hristos. Acum vă las, căci pentru un preot, perioada aceasta postului Crăciunului, de dinaintea zilei sfinte, este aglomerată. Slujbe, spovedanii, colinde și atenție sporită la săraci. Nu-i așa? Da, dar și la sufletele noastre. Există o poveste din viața fericitului Ieronim pe care vă rog să o primiți în dar, de Crăciun.
Se spune că omul acesta extrem de isteț și credincios venit tocmai de la Roma ca să trăiască la Betlehem, unde până astăzi se păstrează chilia în care a locuit, a spus Domnului Hristos: Doamne, nu voi intra în biserica nașterii tale, căci acolo unde s-a născut Hristos era zidită deja o biserică din calea afară de frumoasă, decât dacă voi putea să-ți aduc ceva ce tu nu ai. Un pic arogant, nu-i așa? Cum să-i lipsească lui Dumnezeu, care a făcut tot ceea ce există, ceva? O vreme a stat și a așteptat, dar, apropiindu-se noaptea sărbătorii nașterii Domnului, a început să se agite un pic. Vedea cum oamenii duc fructe, lumânări și prăjiturele ca a unui prunc. El nu avea încă nimic de dus, până când, milostivindu-se de el, Hristos i-a spus: Fiule, dă-mi păcatele tale! Într-adevăr, pe acelea Domnul Iisus nu le avea și Ieronim, odată spovedindu-se, a simțit că a împlinit un mare dar oferit lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, m-am cam lugit cu vorba. Florin și Ioana dorm de ceva vreme, zâmbind asemenea unui înger ce bine vestește. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Zâmbiți și voi, bucurați-vă, iubiți-vă părinții și faceți din fiecare sărbătoare a nașterii Domnului un cadou de dragoste pentru ceilalți. Ne revedem curând. Până atunci, fiți cu mine și zâmbiți. Dumnezeu este cu noi. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă. Noapte bună, copii!